și Mleu Silvaniei, domnul colonel Ștefan Toader, însoțit de primarul orașului și Mleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țuncaș. De simbolismul și semnificațiile proprii cultului eroilor, iar manifestările dedicate acestui eveniment sunt organizate conform tradiției creștine în ziua Înălțării Domnului, începând cu anul 1920. Ne plecăm frunțile, aprindem lumânări de veche și depunem florile recunoștinței la mormintele și monumentele eroilor noștri care și-au dat viața pe pământul patriei noastre. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Gata, descoperit! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veci. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adâneajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște rob nevrednic, cu umilință aducem acum mulțumire bunătățitoare pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm.
Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespus a ta milostivire. Te rugăm pentru sufletele adormiților, servilor lui Dumnezeu, eroii neamului căzus pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, dure! Ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiserilor tăi, a tuturor eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea țării și întregirea neamului, și în loc luminos, în loc cuvernias, în loc de odihnă, pe unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul ce l-au făcut ei cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, că nu este om care să fie viu să nu greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veci și cuvântul tău adevăr, că tu ești învierea și viața și odihna adormiserilor tăi, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ustințe, odihnește, Hristoase, sufletele servilor tăi. Ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În veci pomenirea lui. Comandantul garnizoanei și leosilvanei, domnul colonel Ștefan Toader. Distinși veterani și vădurile de război, domnule primar, dragucernici părinți, doamnă și domnilor, vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare. Cinstirea eroilor este o datorie sacră a oricărui popor, pe care de consecință și a fiecăruia dintre noi. Mai mult decât atât, este o datorie a fiecărui popor și este o tradiție să cinstim mormintele celor
care au căzut pe teritoriul României și aparțin alte state, indiferent că ne-au fost aliați sau ne-au fost inamici. Această sărbătoare își are originea în anul 1920, când a fost proclamată Ziua Eroilor, odată cu înălțarea la cer. De asemenea, în anul 1923 a fost creată instituția eroului necunoscut și a ostașului necunoscut. Ostașul necunoscut a fost identificat de către unul dintre cei mai tineri militari, un elev liceu militar pe numele său Eusebiu Camilar, care a pus sagrada din sicriile aflate asupra sa unul dintre ele. Trecând în fața lor, a ales unul dintre ele și a spus: acesta este tatăl meu. Prin tradițiile armatei și a societății românești referitoare la sărbătoria Zilei Eroilor, se numără îngrijirea mormintelor acestor eroi, lucru pe care l-am făcut și noi, pomenirea eroilor în cadrul bisericilor și, de asemenea, pomenirea eroilor în cadrul unităților militare. Lucru pe care l-am făcut și noi, în cadrul unei unități subordonate, în ziua de ieri, pentru un apel solemn, având în vedere că Regimentul 7, Artileria, a participat în cea de-a doua mondială și a avut, are 53 de eroi. La rostirea numelui fiecăruia dintre acești eroi căzut la datorie, unitatea răspunde în cor: căzut la datorie. Pe care de consecință vreau să ne aplicăm frunțile în fața acestor martiri ai neamului, prin sacrificiul cărora suntem noi astăzi o națiune liberă. Hristos s-a înălțat, glorie eroilor României. Vă mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul primarul orașului Șumeiul Silvane, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Stimați veterani de război, văduvele veteranilor de război, domnilor comandanți, onorate fețe bisericești, doamnelor și domnilor. De fiecare dată, în 25 mai, la Marea Sărbătoare a Înălțării Domnului, ne adunăm aici și cu responsabilitate ne amintim de cei care au făcut posibilă libertatea noastră de astăzi. Sigur că eroii au fost foarte mulți. Și așa cum spunea și domnul comandant, indiferent că au fost din trupele noastre sau din trupele inamice, ei și-au făcut datoria pe câmpul de luptă și au luptat pentru cauza pentru care au crezut. Am fost în urmă cu o oră și jumătate în cimitirul de pe strada Satoveanu și împreună cu cadre militare am depus o jerbă de flori atât la mormântul eroului român, cât și la cele 7 morminte ale eroilor germani care au căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial, aici în Șumeiul Silvaniei. Extrapolând această sărbătoare, trebuie să ne gândim că și în viața noastră de zi cu zi există foarte mulți eroi. Și din păcate, pe majoritatea, noi, cei mulți, nu-i observăm. Oameni care s-au născut să facă bine, oameni care se apleacă la suferințele celor de lângă ei și ar trebui și pe ei să-i numim la fel eroi, pentru că sunt niște eroi și ar trebui ca în această zi poate să ne îndreptăm un gând și asupra lucrurilor bune pe care oamenii din ziua de astăzi le fac pentru semenilor. Să le dea Dumnezeu odihnă veșnică tuturor eroilor care s-au jertfit pentru țară și s-au jertfit pentru un țel. Și cu siguranță în această mare sărbătoare în care Domnul se înalță la cer și sufletele lor, atunci când au murit, s-au înălțat la cer pentru libertatea noastră de astăzi. Dumnezeu să-i odihnească. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Depun coroane și jerbe de flori. Primăria orașului Șumeiul Silvaniei. Thank you.
Ministerul Apărării Naționale, unitățile militare din garnizoana Șimleu Silvaniei. Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala Șimleu Silvaniei, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Șimleu Silvaniei, Asociația Națională Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala Șimleu Silvaniei. Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică. Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Liceul Tehnologic Ioan Osian. Partidul Național Liberal. Societatea Comercială Simex S.A.
Doamnelor și domnilor, în continuare vă invităm să audiați un scurt program artistic oferit de elevii școlii gimnaziale Horea, pregătit de domnul profesor Taranaru și coordonat de domnul Petre Gligută. Ceasul de baladă și vin de pretutindeni cu glasul de istorie. Patria lor e patria neatârnării, cuvântul lor luptă victorie. Eroii vin pe gură de baladă când greu ne dor ruinile de pace. Neobișnuiți cu brațul strâns pe spadă, ei vin spre noi din Decebal încoace. Eroii n-au asemănare în somn sau veche patrie sub soarele lor scurt. Și scoborând în noi, rămân mai veșnici în brâul țării care i-a născut. De ziua lor le dăruim prin os aducerile noastre de aminte, pe cerul peste viacuri răstignit, fioși să ne închinăm nemoartelor morminte.